oameni extraordinari, cunoscuți în lume pentru abilitățile și talentul lor. Astăzi cunoaștem unul dintre ei, respectiv Dorina Gârbovan, profesor de fizică și singurul ambasador român NASA. Vorbim despre un proiect râvnit de mii de profesori din toată lumea și care le dă posibilitatea să învețe despre spațiu și știință la centrul NASA din Alabama. Dorina Gârbovan a fost selectată din mii de profesori. Lecțiile sale de fizică, îmbogățite cu noțiuni de spațiu, sunt adevărate aventuri pentru elevi. De altfel, nicio lecție nu se aseamănă cu cealaltă. Fiecare este construită după pasiunile elevilor săi. Și mă bucur foarte mult să putem sta de vorbă astăzi cu Dorina Gârbovan, în direct de la Cluj-Napoca. Bună ziua! Bună ziua! Ce bucurie să vă cunosc și ce mă bucur să vă văd îmbrăcată în acest uniform sau în acest tricou absolut superb și vreau să le povestim tuturor despre aventura dumneavoastră la NASA. Oricum, CV-ul dumneavoastră este unul extrem de impresionant, dar aș vrea să începem cu NASA. Cum a început acum 2 ani de zile această frumoasă poveste? Bună ziua! Acum 2 ani de zile am fost selectată să particip la acest training ESA, care este sponsorizat de Honeywell. De fapt, ESA înseamnă Honeywell Educators at Space Academy. Ei selectează în fiecare an în jur de 240 de profesori din lume, profesori de știință și matematică, să participe la aceste traininguri. După care ei speră că acești profesori să ducă mai departe noțiunile în clasele lor, iar copiii să fie inspirați. Și în acest training, practic, ce se întâmplă? Câte zile ați petrecut acolo și, concret, ce anume făceați în timpul trainingului? În trainingul din 2016, când am participat, în primul rând a durat 7 zile și am făcut foarte multe activități practice, foarte multe misiuni, foarte multe simulări pe care mai departe le putem aduce în orele de clasă, precum am avut și foarte multă parte de teorie. Vizite în muzeele NASA, întâlniri cu astronauți, întâlniri cu oameni care au participat la cele misiuni NASA. Eu spuneam puțin mai devreme în prezentare, pornind de la ceea ce au vorbit elevii despre dumneavoastră, că nu se aseamănă lecțiile între ele, că sunt cumva personalizate. Și sunt curioasă cum v-au primit după ce v-ați întors de la NASA și cum ați fost asaltată de întrebări, pentru că îmi imaginez că au avut foarte multe curiozități. Da, într-adevăr, au avut foarte, foarte multe curiozități. Au fost foarte inspirați. Am continuat să le ofer aceste știri NASA, care apar o dată pe săptămână, atât de la NASA cât și de la ESA, iar copiii sunt entuziasmați, bineînțeles, au cel mai mult vor să știe ce se întâmplă în spațiu, cum trăiesc, ce experimente fac astronauții acolo, cum dorm, cum merg la baie, acestea sunt majoritatea întrebărilor. Bun, și spuneam că aventura dumneavoastră cu ghilimele, cu NASA, a început acum 2 ani de zile cu acel training, dar anul acesta se întâmplă ceva și mai frumos. Respectiv, păstrând legătura cu cei de la NASA, v-au rugat să fiți cumva ambasador și acum la rândul dumneavoastră să-i învățați pe ceilalți profesori. Da, aveți dreptate. După ce m-am întors, am folosit spațiu mult în lecțiile mele. Am folosit această noțiune de spațiu în trainingurile pe care le-am făcut cu anumiți profesori. Am participat cu copiii la concursuri NASA, iar copiii au câștigat. Și în urma acestor rezultate am fost selectată să devin ambasador și, într-adevăr, să-i învăț pe acești profesori din 2018, ceea ce mi-a adus mie ESA. Ați încercat să le împărtășiți și profesorilor, nu doar elevilor, ceea ce ați învățat dumneavoastră la NASA? Da, bineînțeles, da. Am făcut traininguri pentru profesori, atât în școală, cât și în Cluj și în alte județe. Eu cred că elevii din Cluj sunt foarte norocoși cu dumneavoastră și cred că se bat să intre la orele dumneavoastră, pentru că spuneam despre CV-ul impresionant. Ați terminat la Babeș-Bolyai, ați făcut 2 masterate, 3 de fapt, 2 în Statele Unite, unul în Canada. Ați predat acolo, ați petrecut mult timp și cu toate astea în 2009 v-ați întors acasă.
Cum ați găsit sistemul de învățământ? Ce v-a impresionat în mod plăcut? Pentru că vreau să vorbim doar despre lucrurile pozitive astăzi. Da, într-adevăr, aveți dreptate. În 2009 m-am întors din America și din Canada. Și acesta este unul dintre motivele pentru care m-am întors, pentru sistemul de educație românesc. Credeți că are nevoie de îmbunătățiri? Are foarte multe baze bune, baze puternice. Ce pot să vă spun, din punctul meu de vedere, în America, în Canada și în țările în care am participat la traininguri, studenții români sunt văzuți foarte bine, profesorii români sunt văzuți ca și niște profesori foarte documentați, buni și buni profesioniști. Asta voiam să vă întreb. Sunt ferm convinsă că ați intrat în contact cu foarte mulți studenți și voiam să vă întreb care este diferența dintre studenții români și cei din afară și dacă cei cărora le predați în aceste momente își doresc să ajungă chiar să lucreze la NASA, pentru că dumneavoastră predați fizică, adică șansele sunt foarte mari, practic. Da, am copii care doresc să ajungă să lucreze la NASA, doresc să devină astronauți, într-adevăr. Le țin pumnii și sper să ne și întâlnim într-o bună zi. Vă rog să continuați munca bună pe care o faceți în continuare la Cluj-Napoca și așteptăm vești în continuare. Bine, vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, erou zile, așadar la Antena 3.